Dragii mei, în această după-amiază, în care sper că ați avut o clipă de odihnă, cum am avut și eu, dar mai bine nu mă că am găsit telefonul plin de la un capăt la altul de mesaje și a trebuit să le iau de la capăt. În această după-amiază fericită, vreau să mulțumim lui Dumnezeu și aș fi mai mult decât bucuros dacă ne putem întoarce acasă din locul acesta cu un gând din scriptură, care să ajute viața noastră în săptămâna aceasta în care mergem. Cea mai gravă problemă care s-a produs odată cu păcatul, care a fost, după părerea noastră, vă rog să vă gândiți la un mic răspuns, la ce a invitat diavolul pe om, și când omul a consimțit să păcătuiască despărțirea de Dumnezeu este e jumate din răspuns. Ai zis bine, dar fii atent. După ce s când s-a petrecut lucrul ăsta, locul nu rămâne gol niciodată. Care este partea a doua? Acceptarea răului este înlocuirea. Înlocuirea cu ce? Cu ceva fals, bineînțeles. Hai că nu sunteți departe atenți! Cum trăia omul înainte de păcătuire? În relația cu Dumnezeu? Sigur, comunicare cu Dumnezeu trăia prin har. Trăia prin Dumnezeu. ce propune diavolul omului? Și omul primește și ăsta e păcatul. ce propune diavolul? Să fie ca Dumnezeu. Cum trăiește Dumnezeu? Prin, prin Sine însuși. Dumnezeu trăiește prin sine însuși, el nu are nevoie de mâini omenești, scrie în faptele apostolilor, sau de mâini care să-l slujească pe Dumnezeu. Acesta este un privilegiu. Avem noi nevoie de slujitori sau suntem noi slujitori altul, dar nu Dumnezeu. Dumnezeu trăiește prin sine însuși. Atunci diavolul spune omului, trăiește și tu la fel. În momentul în care omul s-a despărțit de Dumnezeu și n-a mai umblat și n-a mai trăit în Domnul, Diavolul i-a propus să ia viața lui în propriile lui mâini. Dumnezeu a spus așa, dar eu îți spun altfel, ia viața în mâinile tale și vei deveni ceva, vei deveni ca Dumnezeu. Asta este calea. Tu singur poți să te ajuți să devii asemenea lui Dumnezeu. Niciodată nu s-a mai vindecat omul de atunci până acum niciodată ne naștem cu lucrul acesta în noi toți, cu tendința aceasta. Având în vedere că și acest lucru nu este, nu este puțină primejdie, să vezi copilul ăsta mic care a venit astăzi aici, la biserică, să-l vezi că vrea să o ia de capul lui, că el se descurcă singur. Să-l vezi că nu are nevoie de tine, el pornește un deșert, știe el că sunt animale acolo, știe el că sunt primește, știe că nu are apă, știe că moare, știe treaba, dar bar nu are. De el, el, vrea să plece, singur, vrea să... Iubiții mei, primejdia aceasta teribilă este aceea împotriva căreia luptă Duhul Sfânt în viața noastră. Când încercăm cu mâinile noastre să rezolvăm problema vieții noastre. Asta era problema care se zbătea în sufletul lui nebucadnețar. El nu înțelegea treaba asta cu să, să depins, să, să umbli în, în Domnul. El a spus, Domnule, dar nu este ăsta Babilonul care l-am făcut. Eu ce îmi spui tu mie, ce încerci -mi tu să mă convingi pe mine că Dumnezeu m-a ajutat să fac așa ceva? Eu am făcut. Eu am făcut ce se vede aici, a se uitat de pe acoperiș de acolo și a zis, tot ce se vede, eu am făcut ce este aici. Asta era problema lui. Și atunci Domnul a spus: Vrei să rămâi singur, adică vrei să vezi cum arăți fără ajutorul lui Dumnezeu? Da. Și a zis cum spune scriptura. Ani de zile au mla ca animalele, părul, unghiile, boala aceea cumplită în care se credea un animal prin pădure, te duceai, ți era frică să te duci la pădure după ciuperci că te întâlneai cu nebucat nețar. Când, când se uita la tine odată, lăsai și ciuperi și tot, te duceai de ziceai că, că nici n-ai fost pe acolo. An de zile a fost spaima locurilor acelora. An de zile. Domnul i-a dat ocazia să vadă ce însemnează, ce vroia el. Asta, el asta vroia. Vroia să spună, eu exist prin mine însumi. Tot ce am făcut, eu fac. Eu fac aceste lucruri. Cine mi-ajută mie? Cine este? Și uitați-vă ce se predică astăzi în America toată țara este plină. Copilul e luat de la 2 ani, de, la, de când a deschis gura pe pământul acesta, e luat și e învățat acest lucru. Cursuri pregătitoare, filozofii de tot felul, școli în această lume în care îl pune pe om, caută-l pe Dumnezeu în tine. Tu ești Dumnezeu, caută-l în lăuntru tău, acolo este. Nu te uita în altă parte. Asta este ceea ce se întâmplă. Aș vrea să vă întreb în legătură cu darea legii lui Dumnezeu. Nu v-a mirat niciodată faptul că acolo este atâta foc și atâta cu tremur și sună trâmbița aceea cu tremurătoare, încât moi se spune sunt îngrozit și tremur la vederea muntelui aceluia. Cine ar putea să-mi spună care să fi fost rostul acestei manifestări teribile a puterii lui Dumnezeu. Muntele se cutremura din temelii, poporului s-a spus să nu cumva să treacă cineva de încercuirea aceasta, cineva trece va fi, va muri cineva trece de încercuirea aceasta. Poporul stătea în depărtare și tremura ca o frunză într-un copac, de frica acelei groaznice manifestări. Spuneți-mi, vă rog, care credeți că este rostul, care este sensul, care este... Menirea unei așa manifestări din partea lui Dumnezeu. Uitați-vă că, în cazul lui Ilie, a trecut un cutremur de pământ, Domnul nu era acolo. A trecut o furtună teribilă, Domnul nu era acolo. A venit un susur blând și spune, acolo era Dumnezeu. Și a acoperit imediat fața cu mantaua. Acolo era Dumnezeu. Spuneți-mi, vă rog, de ce a avut loc la Sinai? Adarea legii celor 10 porunci, de ce a avut loc acea manifestare atât de cutremurătoare încât se spune sunt îngrozit și tremur. Moise tremura, el n-a tremurat la trecerea Mării Roșii, el a fost întotdeauna atât de stabil, tremura tot poporul, dar a spus, stați liniștiți oameni buni, nu cunoașteți pe Dumnezeu, o să vedeți ce se întâmplă. El a fost întotdeauna extraordinar de stabil, dar acum tremură, tremură întreaga lui ființă. De ce a avut loc toată acea manifestare acolo? Cine poate să-mi spună? De care lucru vroia să păzească Dumnezeu poporul lui dintotdeauna? Despre care e chiar vorbirea? De idolatrie, numărul unu de păcat, numărul unu, idolul numărul unu fiind care? Eu! -l. Asta este idolul numărul unu. De aici pornesc alți idole. Dar idolul numărul unu a fost când diavolul a spus, prin tine însuți devii asemenea lui Dumnezeu. Manifestarea aceea de pe munte avea menirea să trezească conștiința poporului și să-l ajute să înțeleagă la ce se îmbarcă el în momentul în care vrea să facă el tot ce a spus Domnul și prin puterile lui să devină ei poporului Dumnezeu sau să împlinească lucrarea lui Dumnezeu. Acest lucru se petrece acolo. După ce au văzut toate acele lucruri, au rămas la aceeași frază. Care a fost fraza lor pe care au rostit? După ce au văzut tot acel spectacol înfiorător. Vom face tot. <laughs> Vom face tot ce a zis Domnul. Adică n-au învățat absolut nimic din tot ce au văzut acolo. Până în ziua de astăzi, omul refuză să recunoască această problemă gravă din viața lui. El va face tot ce a zis Domnul. Am ascultat predici în biserici în care oamenii sunt instruiți, au fost dezbateri, au fost și bateri pe tema dacă sunt, o să fim fără păcat până la urmă și sunt tot felul de curente de gândire și unii au spus că o să ajungem atât de fără păcat încât nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Atâta o să fim desfinți, o să trăim fără niciun Dumnezeu, noi o să fim Dumnezeu, ba din potrivă ce că o să fim atâta de Sfinți că Dumnezeu ajunge să aibă nevoie de noi. Am ascultat această predică personal, dacă se poate numi această predică, mie mi s-a părut o, o, o exprimare satanică pur și simplu când am auzit așa cuvinte prin care oamenii erau îndemnați să se producă pe ei înșiși, să devină prin forțele lor proprii până acolo încât nu mai au nevoie de Dumnezeu. Și era un domn profesor acesta care predica de la Amvon și care a învățat studenții în felul acesta. La Sinai Dumnezeu a vrut să ne învețe altceva. Și ne-a spus, încredete în Harul lui Dumnezeu, nu în forțele tale proprii. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu de trei ori sfânt, iar tu i-a spus Iosua, n-ai să poți să faci ce ai spus. Tu ești un popor încăpățânat, tu n-ai să poți să faci. Vom face, n-ai să poți să faci lucrul acesta. Nu te cunoști pe tine. Nu știi cât ești de slab, nu știi cât ești de predispus păcatului și nu știi cât este de toxică această doctrină de demoni, că omul prin puterile lui devine și face. De fapt, ce l-a corupt pe Lucifer? Cine poate să-mi spună? Ce l-a corupt pe el? O idee. Care a fost ideea lui care, care l-a corupt, l-a stricat? Zice, ți-ai stricat înțelepciunea cu frumusețe, ți-ai părăsit locașul, ai trădat. Asta era. El a spus, mă voi sui. N-a zis cu ajutorul Domnului: Mă voi sui mai presus de Dumnezeu. Nu, nu, nu. E, nu. Nu mergea așa ceva. Dar el a spus: Mă voi sui. Voi fi. Aceasta este doctrină satanică. Aceasta a cuprins planeta Pământ, indiferent de religie. Ateism sau religie sunt în aceeași barcă, vreau să vă spun. Atunci când în centru este omul cu ceea ce face el sau cu ceea ce poate el deveni. Acum, iubiții mei, să mergem la sfatul pe care ne-l dă Scriptura în acest sens. Le pădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat într-adevăr că bun este Domnul. Și Pavel, după ce a citit expresia aceasta lui Petru, continuă, dar fraților, să nu rămâneți numai la lapte duhovnicesc. Voi trebuia de mult să mâncați bucate tare. Ce-ar fi un copil care i-a alăpta, să fie alăpta până la 40-50 de ani. E absurd ce spun. Dar dacă s-ar întâmpla dacă ai vedea așa ceva. Ce ai gândi. Ce ai gândi, în ce, ce fel de ființă ar deveni un copil dacă ar continua să fie hrănit în acest fel? Dar Petru insistă și spune să ajunge să doriți acest lucru. Apoi, în versetul 4 spune. Apropiați-vă de el. Piatra vie. Lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Pe ce a fost scrisă legea lui Dumnezeu la Sinai? Pe piatră. Dar oare nu se putea găsi altă metodă? Spre exemplu, să fi fost scrisă pe cer. Să fi mers pe drum și să fi văzut scrisă pe cer legea lui Dumnezeu. Să se fi scris într-o carte. Dar s-a scris pe piatră. Și s-a scris pe două table de piatră. Nu, era, nu ajungea una de ce s-a scris pe două tablete de mie? De ce s-a scris pe piatră? Cine ar putea să-mi spună? Nu este nimic fără semnificație, vreau să spun. Durata? Durata? Să, să rămână pe veci? Uh -huh. Claritatea? Claritatea? dar piatra pe care s-a scris, până la urmă Dumnezeu lucra cu pietre, adică el, avea, el venise să câștige pietrele la credință. Ce venise el să câștige la credință? Inimile noastre. Bă, dacă a venit să câștige inimile noastre, de ce a ales el să scrie pe piatră așa ceva? Da! Mulțumesc! Era o imagine a inimii noastre omenești. Piatră. Piatra aceea n-a știut nimic când s-a scris pe ea. Puteai să scrii ce vrei. Pentru că ea e piatră. Inima noastră e de piatră. De ce pe două table? Pentru că inima noastră este împărțită. Pentru că prin inima noastră trece drumul dintre bine și rău. Tot acolo este. Și a scris pe două table de piatră. Intenția și planul lui Dumnezeu era ca legea aceasta să fie scrisă în inim de oameni. Și esența acestei legi, indiferent ce formă a îmbrăcat ea, să nu furi, să nu desfrâne, să nu uci, să nu, indiferent ce formă, esența ei era cea pe care a predat-o Mântuitorul. Să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Era ținta poruncii, este dragostea. Numai că acum, aici în epistola lui Petru, ne întâlnim cu altfel de piatră. Ne întâlnim cu altfel de piatră. Apropiați-vă de el, piatra vie. Noi suntem piatra cea moartă, dar el este piatra vie. Iubiții mei, tot ce scria în această lege a celor 10 porunci, fiecare poruncă în parte, vorbea despre caracterul celui ce avea să vină. Era o oglindire, o traducere pe înțelesul nostru, pentru că în ceruri nu, legea lui Dumnezeu din ceruri nu funcționează cu să nu furgi și să nu minți. Acolo așa ceva nu există. Acolo există aceeași lege a lui Dumnezeu care spune să iubești pe aproapele tău, aceasta guvernează întregul univers. Dar pentru noi era o traducere, era o prevestire, era profetică această lege care vorbea despre cel ce avea să vină. Au fost atâtea controverse pe pământ. Cum se ține, cum se aplică, cum nu se aplică, ce se face, ce nu se face. Tomuri întregi au fost scrise. Dar, iubiții mei, Dumnezeu nu ne-a lăsat pe noi la dispoziția acestui munte de cărți moarte care au fost scrise. Ce a așezat în fața noastră acest exemplu viu? Vreți să știți cum se trăiește legea lui Dumnezeu? Uitați-vă la această viață. El este piatra vie. Legea a fost scrisă pe pietre reci, dar aici avem de a face cu piatra vie care este Isus. El este întruparea legii lui Dumnezeu. Ați observat cu ce cuvinte a venit El? Două cuvinte pe care niciodată nimeni nu le-a spus în Scripturi. Niciodată. Și numai Dumnezeu avea dreptul să spună așa ceva. Ați auzit că s-a spus celor din vechime. Și după aceea a spus aceste cuvinte pe care niciun profet n-a îndrăznit vreodată. Profeții au fost credincioși, legii care le-a fost date. Ei nu s-au mișcat de acolo. Viața lor s-a armonizat până la detaliu cu această lege. El vine și spune, ați auzit că s-a spus celor din vechime să nu ucizi. Dar eu vă spun. Din clipa aceea avem de-a face cu piatra vie. Până aici pe piatra moartă scrie să nu ucizi. Acum avem de-a face cu piatra vie. Eu vă spun să nu urăști să nu urăști. Cine urăște pe fratele lui este un ucigaș deja. Pătrunde în viață, începe și scrie pe inimă. Nu pe table de piatră, ci pe table de carne. Ați auzit că s-a spus celor din vechime să nu desfrânezi. Eu vă spun să nu aveți priviri necurate, să nu aveți gânduri murdare, să nu aveți simțăminte nepotrivite față de cineva. Cine Privește și gândește, a și păcătuit în inima lui. Aceasta era piatra vie. Aceasta era ceea ce spunea profetul Isaia despre legea lui Dumnezeu, că el va vesti o lege mare și minunată. Acesta era domnul, piatra vie. Apropiați-vă de el, piatra vie. Când l-au cunoscut ucenicii de plin și când se pregătea să încheie misiunea lui pământească, le-a dat această poruncă a tot cuprinzătoare. Știți că poruncile au fost scrise pe pietre. Eu acum vă dau o poruncă nouă. Aceasta era piatra vie. Să vă iubiți unii pe alții. După care exemplu? După cum eu v-am iubit. Aveți în mine, spunea el, interpretarea, practicarea legii lui Dumnezeu. Degeaba sunt discuții astăzi în biserică, cum se ține, cum nu se ține, ce se face, ce nu se face, toată viața vor fi. Va fi ciorovăia la aceasta nesfârșită, fără niciun rost. Întrebarea nu este cum se ține, cum nu se ține. Întrebarea este cum a ținut Isus. Aceasta este întrebarea. Cum a trăit Isus? El este piatra vie. Apropiați-vă de El, piatra vie. Creștinătatea a fost sfârșiată în ce privește legea lui Dumnezeu. Și este astăzi. Lumea evanghelică luptă cu disperare împotriva legii lui Dumnezeu. Acum nivelul de luptă e mult mai jos, nu mai se vorbește, sau mulți sau au schimbat traiectoria, au început să scrie cărți în favoarea legii lui Dumnezeu. Dar a fost o luptă de secole care s-a dus împotriva legii lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu a fost blamată teribil. De ce? De frică să nu cumva să fie stricată imaginea Harului U, uh, legea e rău, nu, nu țineți, nu păziți, nu vă uitați în direcția aceea, nu, nu, legea lui Dumnezeu, nu, nu. Aceasta a fost, acesta a fost glasul lumii evanghelice. Care a fost glasul bisericii adventiste? Au înălțat legea lui Dumnezeu cât s-a putut de mult, am înălțat legea lui Dumnezeu cât s-a putut de mult și ne-am ferit de orice ar fi atins cumva legea lui Dumnezeu, ca și când te atingeai de Dumnezeu. De ce? Frate, acolo este sabatul, dacă nu mai e legea lui Dumnezeu, nu mai este sabatul. Și atunci legea lui Dumnezeu a fost înălțată încât a devenit centrul. Dar s-a pierdut esența. A rămas scrisă pe table și am pierdut piatra vie. Piatra vie era întruparea acestei legi. Eu nu am nevoie astăzi să mă cert cu frații din vreo biserică dacă trebuie să ținem sabatul sau nu trebuie să ținem sabatul, dacă trebuie să primesc un păcătos în acest fel sau în alt fel. Eu nu am nevoie să mă cert nici cu oamenii pe care îi slujesc aici pe tema aceasta. Eu am nevoie să pun o singură întrebare. Care e întrebarea mea? Ce a făcut Isus în privința asta? Asta e singura mea întrebare. N-am să întreb nici concilii, nici papi, nici teologi, pe nimeni. Eu voi întreba ce a făcut piatra vie. Cum a răspuns el la această problemă? Așa voi face cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar dacă risc să supăr toată lumea. Și Pavel continuă, Petru continuă aici, zice, apropiați-vă de el piatra vie lepădată de oameni. Astăzi biserica nu mai întreabă cum a procedat Isus, ci cum scrie în manual, frate? Cum scrie în carte? Cât sunteți pentru fraților, gata? Cât sunteți contra fraților? asta este întrebarea bisericii de astăzi. Dar această întrebare nu este legitimă. Întrebarea bisericii ar trebui să fie aceasta. Ce a făcut Mântuitorul nostru la acest capitol? Cum a procedat Mântuitorul nostru în privința aceasta? Și ar trebui să nu-i fie frică nimănui pe lume să urmeze această cale pe care a mers Isus. El este piatra vie. El este piatra vie, dar scrie aici lepădată de oameni. Cred că oamenilor nu le convine căile lui Isus. Nu are cum să le convine așa ceva nu merg afacerile, nu merg treburile dacă e vorba să-l întrebăm pe el continuu. În, în, știți, revin iarăși la inchizitorul. Inchizitorul, până la urmă Iisus ajunge în fața inchizitorului și inchizitorul este disperat. Ce ai căutat aici? Ne strici toate lucrurile. Și nu știa cum să facă să elimine pe Iisus. Oamenii saduchei din vremea lui Iisus când a fost în via Lazar erau nebuniți. În nebuniți, nu știau cum să-l omoare pe laser mai repede. De ce? Pentru că ei spuseseră o doctrină poporului, și anume că odată ce a murit cineva, e pentru totdeauna mort. Ei, când ai proclamat o doctrină din aceasta și te pomenești cu unul în via din morți. Pe asta contrazice toate bibliotecile, toate sistemele, temple, acolo, acolo sunt investiții de miliarde. Și ca să primești așa ceva, se grăbeau din suflet să-l omoare pe laser, ca nu cumva să le atingă cineva doctrina. Asta era problema lor. Deci, vreau să-l omoare pe laser cât de repede. Laser stătea un singur om, stătea împotriva la toată învățătura lor de secole la dominația lor asupra poporului lui Dumnezeu, la exploatarea la care se dedus ei. Deci el este piatra vie care a fost lepădată de oameni. Iubiții mei, sunt atâtea glasuri astăzi, cum spune această cântare, mii de drumuri care încotro se duc. Nu mai știi ce să faci, este o confuzie teribilă, generală mii de drumuri care încotro se duc tot felul de glasuri. Poezia spune și dintre toate ce cărare să apuc? Păi n-a niciuna că ori pe care o voi apuca, ori pe care vei merge, fi sigur că este un drum greșit. Este o singură cale care se numește calea, calea aceasta este o persoană. Întreabă cum a procedat mântuitorul tău în situația aceea sau în situația cealaltă. Calcă pe urmele lui, apropiați-vă de piatra vie, nu e nevoie de interpretarea nimănui. Piatra rece pe care s-au scris cele 10 porunci pe table a lăsat o la tot felul de interpretări. Piatra vie nu lasă loc la niciun fel de interpretare. Apropiați-vă de această piatră vie. Faceți din el modelul vostru de credință și de viață și scrie Scriptura mai departe, în timp ce a fost lepădată de oameni, este aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, acum e tare de tot. Deci, versetul 4 a zis: Apropiați-vă de el, piatra vie. Asta e piatra vie. Și acum, versetul 5 spune: Și voi ca niște pietre vie. Ce s-a întâmplat? S-a schimbat ceva? Nu mai este legea scrisă pe pietrele acelea uscate, moarte și reci, cum era inima noastră. Dar ce s-a întâmplat aici? Voi ca niște pietre vie. Cum am ajuns noi pietre vii? Cine poate să-mi spună? Da, da, da. Zi, zic. asta. Deci, versetul 5 spune, voi ca niște pietre vii. Versetul 5 urmează versetului 4. Versetul 4, ce ne-a spus să facem? Apropiați-vă de piatra vie și ce se întâmplă cu voi? Deveniți și voi niște pietre vii. Aceasta este singura cale, iubiții mei. Aceasta este singura cale. De asta mi drag să trăiesc, vreau să vă spun. De asta nu obosesc niciodată. Pentru că eu văd ce se întâmplă. Eu văd ce se întâmplă cu oamenii care s-au apropiat de această piatră vie. Eu văd ce se întâmplă cu o biserică ce se găsește în cel mai teribil dezastru din orice punct de vedere, care se apropie de această piatră vie. Să vedeți ce devine această biserică. Să vedeți un om disperat, un sinucigaș, un om pornit pe rău, un înrăit, care se apropie de piatra vie. Să vedeți ce, ce, fenomen fantastic se petrece acolo. Aceasta este într-adevăr o viere din morți. Voi care ați piatră moartă, ați devenit piatră vie. Și voi ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Dar nu suntem așa răspândiți fiecare. Dacă suntem pietre vii, cu adevărat, atunci vom fi zidiți într-o casă duhovnicească. Păi în casa aceasta, fiecare piatră este lângă o altă piatră, există liantul acesta al iubirii, aceea este casa lui Dumnezeu zidită din pietre vii, să fiți o casă duhovnicească, să fiți o preoție sfântă și să aduceți jerfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. El este piatra vie, cel ce se apropie de El, căci este scris în Scripturi, Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului. Aleasă, scumpă, și cine se încrede în el, nu va fi dat de rușine. Este atâta nesiguranță astăzi în credință. Milioane de oameni nu știu pe ce lume trăiesc, nu știu unde umblă, nu știu dacă ceea ce fac este bine sau nu este bine, nu știu ce ar mai trebui să facă, nu știu ce n-ar trebui să facă. Este această teribilă confuzie. Dar aici spune cine se încrede în el. Nu va fi dat de rușine. Este singurul, singura noastră speranță. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Cine a crezut în piatra vie? Cinstea aceasta este pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, pentru cei care n-au crezut, care încearcă prin puterile lor să facă acest lucru, care rămân aceeași piatră rece din vechime care n-au cunoscut piatra vie, caldă, vindecătoare, pentru aceștia, spune Biblia, piatra pe care au lepădat zidarii, au lepădat o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului. El este suprem. O piatră de potignire și o stâncă de cădere pentru cel care n-a crezut. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Se lovesc de această piatră. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată, pe voi care o odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătați să răți durare, dar acum ați căpătat durare. Voi sunteți aceia cărora v-a fost rezervată această cinste. Care este condiția? mulțumesc, apropiați-vă, apropiați-vă de piatra vie. Iubiții mei, nu o să facem lucrul acesta aici la biserică, e frumos, e foarte frumos, știți, atât mă, mă, mă bucură imens rugăciunea aceasta care o avem la început, înainte de începerea programului, simt că mi înalță sufletul și atâta sunt de, de fericit când aud rugăciunile dumneavoastră. Dar vă rog când mergeți acasă, când mergeți acasă, Așezați textul acesta înaintea lui Dumnezeu. Doamne, mi-ai spus să mă apropii de piatra vie. Nu știu cum să fac lucrul ăsta. Învață-mă lucrul acesta. Rugați-vă pentru așa ceva. Rugați-vă insistent. Acolo se va petrece minunea. Acolo tu care ești o piatră rece față de Dumnezeu, acolo vei deveni o piatră vie la rândul tău, fiindcă te-ai apropiat de adevărata piatră vie. Acest lucru, iubiții mei, dacă ne vom apropia de piatra rece, dacă ne vom apropia... Apropierea de piatra rece este ce? Încercarea unui om prin puterile lui, vom face tot ce a zis Domnul, vom deveni fără păcat, vom fi așa și pe dincolo. Aceasta e apropierea de piatra rece. Apropierea de piatra vie este schimbarea noastră într-o piatră vie. Aceasta va despărți lumea în două. Aș vrea să mergem împreună în 1 Corinteni, capitolul 10. Și să citim aceste cuvinte care sunt sunt atât de tulburătoare. Vă rog să le ascultați cu mare atenție, începând de la versetul 1. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor. Știți că mergeau în deșert, norul acoperea poporului Dumnezeu și stâlpul de foc noaptea. Nu vreau să nu știți că toți au fost sub nor. Toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Toți, toți, toți. Toți au făcut acest lucru totuși în versetul 5, cei mai mulți dintre ei nu au fost plăcuți lui Dumnezeu. Ce au pierit în pustie invitarea noastră aici la biserică, nu cei chemați sunt parte din împărăția lui Dumnezeu, ci cei care au răspuns chemării acesteia. Nu cei care sunt invitați să se apropie de piatra vie ca să se transforme în pietre vii. Nu toți cei ce sunt, nu cei ce sunt chemați, ci cei ce răspund acestei chemări, cei ce se apropie. Acest cuvânt este obsedant aici. Toți au fost, toți au mâncat, toți au trecut, toți au plecat și totuși cei mai mulți dintre toți aceștia nu au fost plăcuți lui Dumnezeu căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Vom face prin puterile noastre, vom deveni, vom fi, chiar și în cel privește pe Dumnezeu. Nu avem nevoie să ne descopere nouă cineva pe Dumnezeu. Facem noi un Dumnezeu cum credem noi că este Dumnezeu? Și au făcut un Dumnezeu și se închinau la propria lor lucrare. Ca și când era Dumnezeu. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei. Noi suntem toți. Dar ceea ce ne va despărți este tocmai lucrul acesta. Unii se vor apropia de piatra moartă, de piatra rece, alții se vor apropia de piatra vie. Acest lucru va despărți Biserica lui Hristos în două după cum desparte păstorul oile de capre. Ați observat, diferența dintre oi și capre este că întotdeauna oile urmează pe păstori, iar caprele se descurcă ele sunt descurcărețe, ați observat? Ele întotdeauna se descurcă. Trebuia să mă țin după ele de mi ieșea sufletul de mine. Eu am avut capre multă vreme și nu numai atunci am avut capre, am avut de toată viața capre. Dar, dar, mă rog, acum ce am învățat de la ele, asta a fost lecția că mă alergau pe pădure de mi ieșea sufletul de mine. Fiindcă ele se descurcă. Ele caută singure, nu au nevoie să fie. Oile, dacă, oile stau și așteaptă pe păstor. Ele nu se mișcă. Și pastorul le conduce unde trebuie. Caprele nu așteaptă pe nimeni. Și le voiau înainte. Mai ales <laughs> când era vorba să fie ciuperci în pădure, cine, mai, cine le mai ținea? Nu mai știam pe care le -o fi mâncat lupii, pe care le fi... Și pe unde mai fi ajuns? Cum să le mai adun la un loc? Nu stăteau două la un loc, când, de, când ajungeau undeva unde erau ciuperci, începeau împunsăturile, se izbeau între ele și mâncau ciuperci până la... la până, cred că mâncau de alea nebune, că altfel nu -ar, -ar, ar fi mers așa cu viteza aia cu care, cu care mergeau. Atâta m-au alergat într-o zi, încât n-am avut timp să mănânc și când am ajuns acasă, mama mi-a dat o... Mi-a spus, vezi că e mâncare acolo în bucătărie. N-am mai avut răbdare să mai pun din oală în farfurie mâncare, am mâncat toată oala. Când -a -a atâta au putut să. Atâta au putut să mă alerge într-o zi. Aceasta va fi diferența de la urmă. Domnul va despărți pe cel care a mers după el de acela care s-a descurcat. După cum la casa fiului risipitor s-au despărțit cei doi, cel care a lucrat bine și a făcut muncă multă ca să, prin munca lui, să fie vrednic de ceea ce se întâmplă acolo, față de acela care a primit harul care i-a fost acordat lui. Aș vrea acum să mergem în a doua Corinteni, în capitolul 3. Și aici să citim de la versetul 3. Este o expresie așa de adâncă pe care Pavel o folosește aici și parcă iluminează mult ceea ce noi am învățat aici. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitorii lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inim de carne. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. La aceasta am fost noi chemați, iubiții mei. Voi sunteți epistola lui Hristos, scrisă de Duhul Sfânt. Nu pe table de piatră, ci pe table de carne, prin Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, nu sunt aici ca să dau anumite tehnici și să spun, uite, așa se procedează, așa se face. Mi-au spus niște prieteni cum au fost ei instruiți într-o biserică unde erau acolo, cum au fost ei instruiți ce să faci, ce fel de ritualuri, ce să zici cum să te manifesti ca în cele din urmă să poți să fii pregătit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Niște rețete din acestea pe care le oferă oamenii. Uite, repetă, mi-a spus unul dintre ei, mi-a spus, repetă cuvântul acesta, sânge, sânge, sânge. S-a repetat toată noaptea. Păi, dar zic, n-ai cum să repeti că după aproximativ 20 de minute, în mod sigur, ești nebun la cap. N-ai cum, după 20 de minute, deja lobiul frontal s-a deconectat, ești Încearcă și zi orice alt cuvânt. Nu contează ce cuvânt zici. Nu sunt aici ca să dau vreo rețetă de acest fel. Nu. Am fost aici ca să citesc acest lucru, dar vă rog și vă îndemn împreună cu mine, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facem ce ne-a spus. Apropiați-vă de El, piatra vie. Cum să ne apropiem? Numai Domnul ne va învăța ce să facem. Ce fel de de atitudine, ce fel de gânduri. Dar El ne va învăța. El nu ne-a cerut nou un lucru și pe aceea ne-a lăsat pe câmp acolo. Ne-a spus lucrul acesta și El ne va conduce și ne va învăța ce avem de făcut. Să facem din Domnul nostru Isus Hristos legea cea vie. Aceasta este legea cea vie, scrisă nu pe table de piatră, ci pe inim de carne, care sunt locul și lucrarea unde Duhul Sfânt se manifestă. Dumnezeu să ne ajute! Ca prin această lucrare să devenim ce am citit în versetul acesta și voi, ca niște pietre vii. Domnul să facă din fiecare dintre noi, cei care ne apropiem de piatra vie, adevărate pietre vii, care sunt epistole scrise de Duhul Sfânt pentru cei ce le citesc și în mijlocul cărora noi trăim. Dumnezeu să ne ajute. Amin.